Doamnelor și domnilor, mă simt deosebit de onorată să fim astăzi împreună pentru a sărbători Ziua Drapelului Național, la cei 171 de ani de la prima declarare oficială a tricolorului ca simbol național. În anul Revoluției de la 1848, cei care au rostit pentru prima dată cuvintele dreptate și frăție au adunat într-un buchet cele mai frumoase trei culori din lume. Roșu, simbolul sângelui vărsat de-a lungul istoriei pentru păstrarea identității naționale, galbenul, care reprezintă bogăția și grânele țării noastre, albastru cerului și al apelor. Și l-au înălțat drept drapel național în numele libertății și unității neamului românesc. La ceas de sărbătoare se cuvine să privim câteva secunde în interiorul nostru, acolo unde fiecare dintre noi avem acel sentiment natural, firesc, denumit simplu patriotism. Să ne amintim că drapelul național este martorul celor mai importante momente ale istoriei, ale acelor evenimente care au definit România și ulterior au propulsat-o în rândul țării europene. Cu această ocazie adresez un mesaj de recunoștință înaintașilor noștri pentru sacrificiul lor în lupta pentru unitate și independență, precum și românilor de pretutindeni, care se simt mândri de apartenența lor și de valorile noastre naționale. La mulți ani, tricolori, la mulți ani, România! Ceremonia militară continuă cu primirea drapelului României, legarea acestuia la catarg și binecuvântarea dată de către preot Robert Paraschiv, preotul militar al garnizoanei. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce sfințește, binecuvintezi toate, binecuvintează și acest drapel sfințit, că sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnelor și domnilor, oficialitățile prezente la ceremonie
sărută drapelul României în ordinea de reprezentare protocolară a instituțiilor statului, ultimul fiind comandantul garnizoanei, după cum urmează. Doamna Daniela Soroceanu, prefectul județului Neamț. Domnul Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț. Domnul Ion Asaftei, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț. General de brigadă Ioan Nițică, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Comisar șef Costică Scutaru, din partea Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Locotenent colonel Radu Olariu, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț. Colonel Sorin Focșa, din partea Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Neamț. Major Popa Tudor, din partea Serviciului Român de Informații. Colonel în rezervă Cristin Hâra, președintele Asociației Cadre Militare în Rezervă și Retragere, filiala Neamț. A venit vicepreședintele, locotenent colonel în rezervă Gheorghe Verde. Locotenent colonel în rezervă Gheorghe Filimon, președintele Asociației Veteranilor de Război, filiala Neamț. Locotenent colonel Marius Dascălu, comandantul garnizoanei Piatra Neamț.
Domnule primar, sărbătorim la Piatra Neamț ziua drapelului. Da, a devenit o tradiție sărbătorirea și la Piatra Neamț a zilei drapelului și vreau să îi felicit pe toți cei care se preocupă de acest lucru. Drapelul României, roșu, galben și albastru, simbolul elementelor esențiale, sângele vărsat de poporul român, grânele bogate ale României, cerul senin și apele limpezi. Pe când vom înălța un drapel mult mai mare aici, în apropiere, în față la Hotel Ceahlău? Da, e un proiect pe care îl avem, montarea unui catarg într-o zonă centrală din Piatra Neamț. Eu sunt convins că acest proiect va fi pus în practică, indiferent de zona în care se va afla. Cu ocazia centenarului, pe clădirea primăriei și pe alte clădiri publice din oraș a fost montat un drapel tricolor. Eu consider că este o simbolistică care depășește timpul, care depășește etapa, depășește momentul. Venim din istorie. Iată, este un simbol al unității noastre naționale, este un simbol al frăției noastre, este un simbol al dreptății. Și de ce să nu spunem la ceea ce se construiește pe pământul României, cred că este și un simbol al unei democrații care e atât de necesară și de care avem atâta nevoie, cel puțin în momentele în care le trăim. Sigur, sunt culorile atât de nouă românilor, sunt culorile cu care noi deschidem acele drumuri, dacă vreți, acele drumuri de excelență, acele drumuri de comemorare, acele drumuri de sărbătoare. Sunt culorile noastre și nu ne vom despărți niciodată de ele. Cel puțin în această manieră văd eu această simbolistică și această sărbătoare a drapelului național.